Cricket match. Prima mea interacțiune cu sportul a fost când aveam 5 ani, eram cam de înălțimea asta. Stăteam în tribună undeva în ultimul rând, a trebuit să stau în picioare ca să pot să văd ce se întâmplă pe teren. Erau doi oameni care alergau după o minge, nu am înțeles absolut nimica. Și câteva luni mai târziu am și început să fac tenis, fiindcă dezvoltarea unui copil înseamnă să facă și sport. Talentul meu nemăsurabil la tenis a fost în a fi expertă de a lansa mingiuțe pe orbită. Și cea mai bună lovitură a mea a fost când am reușit să sparg ochelarii antrenorului meu de tenis cu o lovitură foarte bine țintită. Am crescut, am început în școala generală să fac basket, m-am împiedicat de minge de fiecare dată când făceam dribbling. În liceu am făcut volei, mi-am ridicat două mingi în față și am reușit cu o singură servă să lovesc capetele a două colege. Mingea a ricoșat din capul unei în capul celelalte. Am ajuns la un sport în care eu eram mai în siguranță și ceilalți schiul. Ironic. Ce au în comun aceste trei sporturi este controlul pe care tu, ca și sportiv, tu ca și individ, trebuie să-l ai asupra musculaturii. Diferența între un meci câștigat și un meci pierdut este mingea care ajunge în terenul advers în locul în care tu ai vrut să ajungă. Diferența între un schior care este descalificat este capacitatea lui ca la viteza pe care o are pe pârtie să treacă printre porți, nu să rateze poarta. Trăim într-o era tehnologiei în care device-uri noi apar în fiecare zi, modele noi de telefoane apar mai rapid decât reușesc să se tipărească ziare. Din cauza asta, ne-am gândit că încep să apară schimbări și în alte domenii. În zona sportului, antrenamentele au rămas aceleași. Practic, meciul este împărțit în piese de puzzle, în care sportivii exersează acele mici porțiuni de meci, spre exemplu în cazul basketului dribbling-ul, în cazul tenisului lovitura de stânga, lovitura de dreapta. Nu au apărut metode noi de antrenament. Practic, aceste piese de puzzle sunt desfăcute, le exersează sportivii până în momentul în care deja devin reflex și după aia piesele sunt refăcute și se fac simulări de meci. Eu vă propun o schimbare de paradigmă. Vă propun să folosim o metodă, o metodologie care a fost deja definită de mai mult timp, se numește CASINOR. E, în traducere liberă ar fi ortezare informațională asistată de calculator. În traducere și mai liberă ar fi introducerea sportivului, a individului, într-un mediu care simulează toate legile fizice din joc, de pe teren, dar el primește în timp real informație legată de calitatea mișcării, respectiv informație de a corecta mișcarea în timp real, astfel încât poate să știe în fiecare moment cum a descurs mișcarea lui și ce poate să corecteze la ea, dacă a fost mult prea rapidă, dacă a fost mult prea înceată. Un exemplu foarte clar ar fi în cazul sportivilor de tir cu arma. Fiecare sportiv în parte, trăgaciul se declanșează la o anumită presiune de apăsare. Este specifică pentru fiecare în parte, în funcție de cât de pregătit este. Un exercițiu ar fi apăsarea pe un senzor de presiune la o presiune sub cea de declanșare. Sportivul, practic, își poate pregăti tragerea apăsând pe drăgaci fără să declanșeze. În momentul în care ei declanșează, este un moment de pregătire maximă, ei nici nu respiră în acel moment, pentru a elimina toate variabilele din context, sau cât mai multe. Practic, declanșarea se face în momentul în care ei sunt siguri că atunci când vor declanșa, vor atinge ținta. O apăsare din greșeală duce la ratarea țintei. Astfel, un exercițiu în care ei deja s-au obișnuit să primească răspunsul de la corp, ei învață răspunsul pe care îl dă degetul lor în momentul în care sunt pe trăgaci. Știu că dacă au apăsat la o anumită presiune, se simt într-un anumit fel. Simt degetul. La fel și la tenis. O lovitură
corectă în care mingea a ajuns în locul în care vor ei, este o lovitură pe care ei o simt într-un fel. Se numește propriocepție. Este practic înțelegerea răspunsului pe care corpul tău ți-o dă în momentul în care faci o acțiune. Am vorbit despre sport de performanță. Numai aici putem să aplicăm astfel de exerciții. Vorbim pe partea de recuperare. Sunt persoane care au suferit accidente și care trebuie să reînvețe să facă mișcări pe care în copilărie le-au învățat natural. Ca și adult, trebuie să le refaci, trebuie să le reînveți, fiind foarte conștient de fiecare mișcare în parte. Practic, tu reînveți mișcarea la nivel conștient. În momentul în care primești un feedback, te ajută să înțelegi exact din ce este compusă mișcarea respectivă. Un alt domeniu de aplicabilitate ar fi în cazul cosmonauților reîntoși pe Pământ, ei trebuie să se reobișnuiască cu gravitația Pământului. Se poate, cu ajutorul acestor exerciții, să scurtăm perioada de acomodare. Poate fi de la câteva săptămâni până la câteva luni, depinde de perioada pe care au petrecut-o în spațiu. Cu ce vreau să plecați din mesajul meu ar fi că trebuie să ne învățăm mușchii să facă ce vrem noi, nu ce vor ei. Mulțumesc!